Doruc a făcut accident și a suferit câteva răni ușoare, dar evenimentul acesta duce la împăcarea lui Coasi. Omer și Harika sunt arestați pentru că i-a fură câteva lucruri dintr-un magazin, Suzan îl convinge apoi pe proprietarul magazinului să-și retragă plângerea. Kadir și-a înfruntat toată familia pentru Cemile. Melisa îl întreabă și ea dacă s-a îndrăgostit de Cemile, dar el nu-i dă niciun răspuns, fiind jignit de întrebarea ei. Toți acceptă în cele din urmă ca cemile să stea acolo după ce ea îl salvează pe Orhan care provoacă un incendiu în bucătărie. Melisa se convinge că iubitul ei ar spune dacă s-ar îndrăgosti de altcineva și se duce să-și ceară scuze de la el, dar când ajunge în cartier, îl vede plimbându-se de braț cu cemile, amândoi fiind bine dispuși. Aibic și Berg devin iubiți. Totul pentru familia mea. Rezumat de luni până joi de la ora 16:00 numai pe Insta